având în vedere faptul că vine această perioadă a sărbătorilor pascale, sperăm că vremea să încălzească, colaborat cu această rată de incidență care este satisfăcătoare într-un punct de vedere, sper să reușim să obținem aprobarea din partea Comitetului Județean pentru Situații de Divergență să putem deschide locurile de joacă. În acest context și în baza solicitărilor venite de la părinți ca locurile de joacă să fie deschise nu numai faptic, ci și legal, Comitetul Local pentru Situații de Urgență s-a întrunit în sistem online să aprobe transmiterea unei propuneri către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență cu privire la deschiderea locurilor de joacă, inclusiv a celor împrejmuite și din zona de agrement Tătăraș. Vor fi luate și măsuri de siguranță suplimentare, așa cum a solicitat Direcția de Sănătate Publică. Am tot mai multe solicitări de la părinți să deschidem locurile de joacă și să fim și realiști, multe din ele nu sunt deschise oficial și totuși ele sunt câteodată ocupate de copii. Deci astăzi la ora 12 întâlnim în Comitetul Local pentru Situații de Urgență în sistem online, în care propunem un proiect de hotărâri pe care să înaintăm Comitetul Județean pentru Situații de Urgență referitor la deschiderea locurilor de joacă, inclusiv locul de joacă de la zona de agrement Tătăraș. În condițiile de respectare, a celor prevăzute de pandemie, cu obligativitatea municipalității prin Direcția Domeniului Public de a face dezinfectare de ori pe zi, respectiv între ore 6 și 8 dimineața și 14 și 16 la amiază, la fel cu supravegherea din partea poliției locale, cu respectarea regulilor de distanțare și aceste locuri de joacă la ora 10:22 se închid seara. Sigur, acolo unii sunt, au garduri, sunt încercuite, se poate închide poarta, unde nu va supraveghea acest lucru, va verifica poliția locală. În cazul unui răspuns favorabil, zona de agrement Tătăraș se va putea deschide ca parc cu loc de joacă, începând de sâmbătă, cu excepția debarcaderului.